Nu chiar în aceleași haine. Da. Pregătiți-vă. Ce? Nu de cred. Ce? Vine un frig, nu știu pe unde bagă, da, dar m-a terminat pe mine pericule. Bobo, pune alea pe tine că e în curte. Stai așa. Băieți, apare. Da, gata, pune gata. Pune alea sus, Mișule, că pune alea, stai mă, că modă, bă, modă. Hai să vezi că are și melodie, ia. Pune, trage. Boy, toy named Troy, used to live in Detroit. Big soap, filling money, he was getting some coins. Was the shootouts with the Lord, but he lived in a palace. Bought me Alexander McQueen, he was keeping me stashed. Mulțumesc, băieți! Am înțeles că se duce în casă, am zis să fac treaba, să se vadă splendoarea. Aaa, ce drăguț! Ce? Doamne! Ce? Doamne micuțu, de când vreau să te cunosc. Nu e. Ne salutăm așa. Am vrut să fiu și eu amuzantă. Sărmâna, da? Analescu, bine ați venit. Mulțumesc. Ne cântați? Nu, să cânt nu știu. Adevărul că duci, aduci un pic. Da. Da, nu? Nu, cu Adelina Pestrițu se amână bine. Un pic cu bine de tot, da. Bine de tot chiar. Da. Mi s-a mai spus, să știi că mi se spune foarte des chestia asta. Dar ai venit singură? Nici o găină, nici o... Asta chiar mă gândeam când o să faci gluma cu nu, găina. Nu, nu e glumă, mă gândesc că are ton cu lansarea cu la Sfierbințiu. Noi suntem înconjurați de găini acolo la țară. Și m-am gândit că vii cu ceva. Măi, să știi că ți-a trimis două ouă, dar o să ți le trimit după emisiune. Foarte bine, eu le-am oricum la mine. Simți tensiunea din aer? Da, Costi, să văd acum mai vorbești tu de modă după ce am vorbit de ouă. Da, nu vorbim astăzi despre modă. Nu vorbim astăzi despre modă. Că e... Dar despre ce vorbim? Da. Vorbim despre ținutele noastre, spre exemplu. Asta da. Poate să fie. Păi da. Eu mă gândeam dacă se potrivește. Serios acum. Serios. Ia să vedem. Noi ne-am mai întâlnit, știi? Și am avut discuția despre pulover. Da. Dacă ți-am amintești. Nu mai rețin. Nu. Am avut o discuție. Da. La un eveniment. Da. Și tu mi-ai spus că puloverul meu e bordo. Așa. Și eu ți-am zis că e mov. Așa. Și eu te-am crezut pe tine. Minte. Pentru că am zis, mă dau... Nu, nu mai țin minte. Nu mai țin minte, îți spun eu. Și am ajuns acasă și m-am... Aoleu, stai, a fost un moment demarcat ăsta? Da, nu. Am înțeles. Entuziasmul ăsta, măi. Nu, eu aud altfel. Ai punctat aiurea. Zi, mă, era bordo sau nu era bordo? Dar eu nu mai țin minte. Să vorbiți asta. Era ideea că era mov. M-am dus acasă, am studiat. Și era mov, am întrebat părinții. Deci m-ai pus un om pe drumuri și am început să întreb în stânga. Important este că te-am făcut să spui întrebări. Adevărat, adevărat, bine punctat. Frumos. Zi-mă că asta am zis că profităm de ea că a venit să ne zică cum suntem îmbrăcați, acum să ne ia pe fiecare. Hai să vă văd, nu știu. Te rog, venim cu intrare rog, sau mult de tot. Cu intrare, cu muzică. Ia să vă vedem. Aoleu, Măruță, unde ești? Fix în spatele tău. Aoleu, nu. Ce vreau să zic înainte să intru? Hai, Costi. Stai mă puțin. Hai să vedem. Ce vreau să zic? Când judeci. Da. Cu blândețe că în această carcasă știi, e un suflet. Știi, blândețea, stai, blândețea nu este o caracteristică specifică mie. Așa. Du-te! Oh my God. Piruetă, te rog. Casa de modă Venus. Ah, nu, wow, ce twist interesant. What? O ținută What? Extraordinar. Mihai, ține de... poziția aia ta pe care ai avut-o înainte să intre Iulia. Cum ai stat? Asta? Asta. Yeah. Da. Asta e. O ținută extraordinar de plată. Dă-te-mă la pată, că nu așa se face, mă. Ce aveți, măi? Așteptați-vă rândul. Mă duc eu, pată. Asta se întâmplă când ai un director de casting. Asta. Fii atent. Am plecat. Ai plecat. Uite-te la mine, fii atent aici. Bine, mă, privirea bine. Rămâne ultima, ia uite. Nu jurizăm priviri, frate. Băi, am zis că să a venit privirea, e acolo în spate? A fost. Privirea rămâne în spate. Ce drăguț. Ia-o acum, ia-ți privirea încoace. Nu, privirea, ia privirea care a rămas în spate și vină încoace. Gata, mă, acolo, Costi, să intru și eu. Da, stai, hai, scuze. Fă-i loc, că îi trebuie... Ia uite-l. Panteră, bine, frumos, te-ai dus, elegant, ăla e. Biceps, da, scuze-mi, da, lui Boborete, de ce nu i-a spus muzică? El n-are. Nu, că mi-a bătut Nicolae, n-a spus auzit. Haide, dă-i un bas acolo, ceva. S-a bătut. Zine, mă, ia-ne pe rând acum, ia, să te vedem. Ia, să vă iau pe rând. Eu primul. Tu primul. Ridică pantalonul să te văd. Zi, Iulia, aici. De Costi, na. Așa avem. A, șoseta neagră, cea mai lipsă de expresivitate. Mă gândeam că te iei de șosetă, că și eu când am ridicat, da, am zis, oleu. Ce dracu, da. Da, pantalonul ăștia așa, denimul ăsta, așa, jeansi ăștia mulați, așa, îi porți de obicei, sau? Da. Am văzut o poză mai reușită cu tine în galben. Cu mine în galben? Da, nu, dar o aveam, trebuia să o comentăm astăzi. Mai veni și mâine? Galben, da. Mai veni și mâine? Da. Da, și comentăm. Dar tu ești bine, ești alb-negru, așa. Da.
Știi cum se numește combinația alb-negru? Nu, monocrom. Monocrom. Uite, ai mai învățat și ceva, vezi? Da, ai văzut care cheie, Iulia, ai văzut care o cheie a sol pe spate? Nu, n-am observat. Ia întoarce-te. Am o cheie a sol. Măi, dar știi ceva? Hai că ne lungim foarte mult și în altă ordine de idei... Eu cum sunt? Ce să mă, ești negru, mă? Tu ești așa cum... Ai o nevastă foarte frumoasă, tu. Da, mulțumesc frumos. Nu mai contează bine, cum te îmbraci. Asta era, mă, veni deci... și mâine să prezentați emisiunea, ca da, să știu. Da. Cătălin, tot acasă ești, da? Ești bine? Tot acasă, mie îmi place tot aici pe scaun. Bine, atunci știți ceva, o să vin mâine. Și dacă sunteți mâine aici, vă mai comentez mâine și comentăm, facem și rubrica. Aici și mâine, te rog frumos, aduci și ouăle. Ori ouăle, ori găina. Ți le aduc pe amândouă. Mulțumim. Mulțumim frumos. Păi, mulțumim, mâine se anunță proba de foc cum ar veni, da, când vine Iulia Albu, să comentăm, să vedem imagini, să vedem care-i trendul, care-i setul, culorile, tot ce trebuie. Până atunci, luăm o pauză de publicitate să radem și noi platoul ăsta, că stă Niculeină cu barele la gură de jumătate de oră și tot se roagă de publicitate. Mai mult nu eu, îți dai seama.